Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi ne jucăm Punch Club 2 Fast Forward. Noi cred că am jucat primul Punch Club acum ceva vreme când a apăruse, dar sincer, dacă nu spuneați voi, eu nu mai țineam minte treaba asta, pentru că la câte indie-uri ne-am jucat pe canal și tot felul de joculețe genul ăsta, vă dați seama că nu am cum să le țin minte pe toate. Dar din ce mi-aduc aminte și prin comentarii mi-ați tot spus că, băi Bob, vezi că a apărut jocul ăsta, ar trebui să-l faci, ar trebui să faci măcar un video cu el, să vedem care se treabă cu el. Așa că hai să dăm drumul la treabă, să vedem care este ideea cu el. Și nu, busy, de ce? Stai un pic. There is no choice. Aolo. Ce stăm la originalul Batman sau care ideea asta? You kill our father, it's time for payback. I am your father. Ce? Am acum o pierde că sunt atâtea situații și situații. Îți pică mâța. Bro, trăgeam mâța aia de 7 ori până acum. Ce ai? Nu pot să cred. Cel mai ciudat vis, bă, că n-am vreodată. Ce Dumnezeu. Și uitați, băieți. Ca de obicei, pe cum zic că și-ar fi spergus din partea voastră. Scurios cum mai era jocul, știu că trebuie să alegi parcă ceva ceva mișcări și toate alea. Hello, son. Ah, se familia. Da, iar am avut coșmaruri și ceva să-i dăm bomboane lui mami. What the? Ce aia? Da. Giant slime, bro, dar de ce jocul ăsta a devenit un ăla horror dubios? What the hell? None of this is real. You and I never met in real life. Ce, mă? Suntem în Matrix, vere? Bro, literalmente suntem... Ce Dumnezeu? Lion Punk. Vere, nu mai înțeleg nimica. Deci chiar nu mai înțeleg nimica. Like everyone. Cine să știu? Come on, son. Ce se întâmplă? E, ce drept, eu n-am terminat primul joc ca să știu exact care era povestea din toată nevinerea de Punch Club. Punch like a sissy. I'll show you a punch. M-am mai dat somn direct. Oh, ce boabă nebună am luat de am ieșit în halul ăsta. E, locul unde... Stai că tu era sal. Ce e aia? Ce mai vorbește acolo? Ah. Father. Ce stau asta? S-a transformat în Star Wars. Please don't leave me. Da, nu știu ce zic. Find me in Upper City. Vere, am rămas așa cu atât de multe întrebări. Prolog moment. Hai să încăm care prologul. Leaving the Shell. Vere, asta este joc despre Matrix, frate. Vă zic sincer. De aici s-a inspirat și Andrew Tate, vă zic eu. Time for my daily routine. Ok, hai să ne pregătim acolo, dăm frumos, așa face și noi o treabă, băgăm și o mâncare. N-avem bani, suntem săraci. Invalid request. No food available. Bro, suntem săraci. Nu sunăm pe mami. Uite-o pe mami. Nu cred că mai avem deloc bani. Mame, foame. Oh. Ok, deci ar fi surprins dacă cineva ar veni aici și ar veni găsi mâncare. Stai, noi am furat... Nu, n-am furat mâncare, nu? Nu. Ah, ok. Deci furam mâncare. I'm poor, a sick woman. Here we go again. E clar. Aoleu, se plânge că a fost abandonată, că era gravidă și toate alea. Ok, hai să mă duc de aici. Hai, că te repeți. Oh, hartă. Old house. Henry's house. Ia să vedem. Eu salut, Henry, aici de mâncare? Nu, n-a venit pentru alt film.
Mi-e pentru o problemă. Mi s-a stricat dozatorul de mâncare. Oh, și ai încercat să-l lovești? Ah, s-a blocat, se pare că noi am fără mâncare tot acest timp. Asta nu e bine. Dar nu e ceva ce știai, nu? Ce se presupune să mănânc acum? Poți să cumperi ceva de la magazin dacă e. Dar e afară, în afară cartierului, m-am mai spus niciodată să mănânc acolo. Ei, uite, cu tot respect, man, dar cred că ești îndeajuns de bătrân să te duci acolo. Dar ea mi-a spus, ei, lasă-mă că e ok, poți duci acolo liniștit să-ți cumperi un hamburger. Ok. Bun, hai să mergem să cumpărăm ăla. Și ne comportăm ca un mare copilaș, fete, ce Dumnezeu. N-avem voie să părăsim zona asta? Hai mă, serios, du-te acolo. Ce se poate întâmpla? Bună ziua, mamă, e un cap într-un borcan. Ceva nou? Doar că e prima dată când văd un cap într-un borcan. Da-s foarte observant acum, ce vreau pentru mine? Vreau mâncare. Mamă, e agrafa din World vechi. Avem bani de ceva? Cooking kit. Să dăm mai bine. Vreau să iau aia. Și ești într-un borcan. A vrut să-și cumpere un alt corp, dar nu a reușit. Și a fost o criză și aia s-a întâmplat. Ok. Chip. N-am niciun chip de care zice asta. Uh-oh. Mr. Bobo Jr. Îl cheamă Bobo Jr. E hoț. Bă, ce? Dă un baton de ciocolată și să plec. Am mulțumit. Snickers în loc de Snickers. Bro, pe bune, caracter nu este așa prăjit și nu vrea să facă ceva. Ah, ok, o să-l batem pe ăsta că vrea să jefuiască, ok. Lasă abilitățile noastre, ce putem folosi, defense, attack, toate alea, ok, kick style. No attack, avem ce să punem aici, punch. Oh, n-avem defensivă, well, shit. Ok, dă-i așa. Fuck, fuck, fuck. Au, 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 au. Nu prea ne-a ieșit de un combo acolo. Bă, dar mă rupe ăsta. Are 3 mișcări. Ăla de fit. Avea, ce se fac acolo? A venit poliția. Dar aoleu, să mergi la stația de poliție. Oh. Deci nu l-am dat în gât pe ăsta. Snitches get stitches. Snitches don't get bitches. Vino pe la ferma de slime acolo care e un job pentru mine. Ia uzi, Lil Bobo. Lil Bobo, frate, ești serios? M-au băgat în joc. What have you done with your chip? Nu au niciunul de ăsta, vere? Nici nu știu ce înseamnă. E posibil așa ceva. Mama mea nu m-a lăsat să ies din casă. Ce e treabă? Tatăl tău a aprobat așa ceva. Da, ești pe taică-miu. Mama nu a spus nimic legat de el. Oh, deci Tasu era mare luptător. Oh, cred că Tasu e caracterul de primul joc, cel mai probabil. Ok, trebuie să cunosc și eu mai multe despre el. Am niște informații, dar trebuie să fii polițist ca să afli. Nu vrea să-mi dai informații. Trebuie 2000 de GPP-uri. Păi, să-ți faci rost de bani și să devenim polițai, nu? Ok, deci nu se dea amendă pentru bătaia de acolo. Dar trebuie să ne bage chip în noi. Ah, fuck. Good person points. Așa să fim persoane bune, mă. Ok, așa să contribuim la guvern să obținem GPP-uri. Ne-a băgat chip, bă. Ne-a chipat cu 5G-ul.
Ok. Ne-a dat ceva de mâncare totuși. Bă, ne-a băgat ăsta chipul, bă băiat, le-a plecat 5G-ul. Avem 35 de GPP-uri. Enroll in the gym. Gata, mergem la gym acum direct să ne antrenăm și toate alea. Bă, nu e rău. Asta ce e? Casa? Old house. Unde ne-am dus o leacă prin oraș, nu glumă. A, și totul ai timp de o zi acolo, știi? Unde ai fost? Eram grijorată. Ce ai mințit despre tata? Nu drăjnești să spui așa ceva. Cum adică el a dispărut? A fost un mare luptător, cel mai mare luptător care a fost, dar poate a fost prea mare pentru binele său. Imediat după ce a rămas gravid, a intrat în cel mai mare turneu după planetă și am încercat să-i spun să nu se ducă, dar totuși... Later, Adri, I need to focus. Oh my god, săracul era concentrat maxim pe treaba asta și... Nu știm ce s-a întâmplat cu el, a dispărut dintr-o dată și aia a fost. Așa că de ce mai ar trebui să-mi pese de el? Tu unde ai fost? A fost la poliție și... Ei păreau că se știe mai multe despre el decât nu ca tine. Și chiar au început să vorbească cu mine. Da, a fost frumos să o bag cu alții. Rule of the fist? Da, ok, deci am ajuns să cerșesc pentru bătaie. Și ce opțiuni mai am dacă nu vreau să fiu luptător? Să fiu mare... Țâțlăia din background ce-l bag pe ăla. A, nu, voi nu vedeți, stai așa. A, firar. Era o aia de acolo, îți lasă bătaie pe unul random. Background. Ok, mamă, gata, i-a zis-o lumea asta, frate, mai ținut prea tare în spate. Capitolul 1. Mă, nu e rău jocul. Ideea e că... Nu prea mă joc des așa ceva, dar îmi plac jocurile genul ăsta. Dacă am mâncat, nu, încă mi-e foame. Așa că mai bine du-te și mănâncă ceva înainte să pleci. Hai că avem ce să mâncăm. Cooking kit. Un minut, o oră și 30 ne ia. E mult mai healthy. A, și ăsta e timeline-ul. Și pot să-i aduc lui Henry burgerul. Sau să vorbesc cu micuțul Bobo. Sau să mergem la gym. Acestea sunt deciziile mele. Și să-ți arată ce opțiune ai. Dar cred că îmi place mai degrabă să mergem la gym decât să mergem la asta. E fain totuși că ai o grămadă de opțiuni de ales. Ne arată și cât ne costă până aici colo. Asta ce este? E ferma. Și am făcut, mă, ăla, stai așa. Am burgerul în inventar? Ok, l-am. Dacă l-am, înseamnă că pot să mă duc să luăm ăsta, nu? Mă, costolec. $5, hai. Aie. Hello, Mr. Fishboil. Bowl. Stacile. Am GPP, vreau să cumpăr ceva. Că poate să-mi dea un discount. Săracul n-are bani să-mi dea discount. E un loc de pizza care ar putea să-mi dea un job. Ok. A Club Street. Stai. Păi și nu avem de dat ceva? Bring Henry. Dumnezeu, era Henry. Janitor. Hei, tu cine ești? O trebuia să fii la pușcărie? La pușcărie, la poliție? E că aici era, nu? Stai, Henry? Nu, stai, Holocop. Nu, e altceva. Ce prost sunt, doamne! Henry e vecinul. Yo, Henry, ți-am adus burgerul. Da, am fost arestat și toate alea. Ai, ok, rezolvat totul, nicio problemă. Nu vrea bani, ok. Apreciez, bro. Mulțam. Bun băiat, Henry, ăsta. Vreau să mă la un film cu tine? Ce film? Film de acțiune. Sure. Dă-i drumul, frate. Am uitat filmul de acțiune. Învățăm oare ceva?
Gen, ne antrenează sau ce? Pe 90 de minute. Da, am fost super tare filmul. Ah, ok, deja bagă replicile din film. Foarte fain filmul, da. Oh, am primit puncte. Old school respect. Ah, ok, deci ai și respect... respect ăsta de... de current gen și old gen. Ok, asta e interesant. E o combinație interesantă. Oh, are tape-uri vechi, apu. Ar trebui să o să vorbesc cu apu. Nu cred că are sens să mergem acum. Să vedem mai puncte de-astea. Acolo să putem și printa. O mergem acasă. Că e târziu. E târliu. Luăm și un pic de training. Ne antrenăm un pic de nes capacele. Hai că avem energie, practic putem lucra. Deci devenim cât mai puternici. Ok, aici putem lucra. A, e stricat ăsta. Dă-l la asta. Mamă, dormim pe un scaun, dă-l la pliabil, ce aveți? Gata. Am obosit. S-a produs oboseala, gata. Nani pui. Ai foame? Oh, firea, n-am ce să mănânc. Fuck. Merge la apu. Că mi-e foame. Ok, apu. Aici, oh, ask about the tapes. Cred că dormi decât dacă ai nevoie neapărat să dormi. Deci nu le trebuie alea. 100 de dolari? Bro! Ok, stai așa, ce vreau să iau de la el? Am ce să-mi iau? Slime lunch, 30, cred că un slime lunch o să luăm că... suntem pe sărăcie maximă. Nu cred că am făcut bine. Nu cred că am făcut bine. Sau are, le-am acasă. Cred că o să trebuie să mergem la gym. M-am uitat acolo că te dea mâncare, dar... a, uite că e gata. Superb. Gata, acum putem lucra. Hai la gym. Zic dacă ne trebuie bani ca să ne înscriem la gym. Ia zi vere. Am venit să mă antrenez aici. Silver gym can turn into young Arnie. Tânăr Arnold. Ok. Deci e ceva complet avansat ce e la sala asta aici. Find the way, find out the Russian Mafia, ce Dumnezeu? Ok, I get it. Ok, sign me up, chief. Hai să-i dăm. Ne pregătim de treabă. Când am trebuit pe o dată. Am, ok, nu vrea să vorbească cu mine ăsta, e supărat rău de tot. Huey. Lord of Bad Manners. Îmi trebuie mai mult GPP-uri dacă vreau să-l provoc pe Huey. Ok. Oh, și asta e ranking-ul. Și practic trebuie să-i bat pe toți ăștia. Ma. Mă bat cu JD ăsta. Să stațiurile lui, iată mi arată ce știe. Ok, superb. Ok, vreau să o bag. Put me in, chief. Oh, durează. Deci la anumite ore trebuie să vin. La 13:35 trebuie să vin aici. Ok, am înțeles. A, gata, acum putem să dăm. Cred că am foarte multe opțiuni. Basic school. Ok, dă-i așa. Oh, nici viață full n-aveam. Atacam mai repede. Să mai practici. Cu aceleași. Suntem mai buni.
Da, și Hiro e tasul ăsta. Ha, mă, că poți. Din nou. Da, trebuie să mai schimbi mișcările când le consum prea mult, că nu mai ai nici stamina prea multă. Ăla a fost. Am câștigat. Da, am luptat destul de bine. Bine, mă, că bunic ta luptă mai bine, dă-te-o încolo. Oh, protein bar. Mergem să ne antrenăm mai bine. La sală. Oh, uite, și am obținut reputație. Avem 188 GPP-uri. E un pe care putem folosi din astea să le mai luăm abilități noi. Uite, blocuri, că nu știam să blocăm până acum. Avem și doge acum. Ah, uite mă, și câte skill-uri sunt de învățat. Mamă, ai o ton de făcut. Oricum, jocul ăsta pare destul de mișto, boys. Ai o ton de chestii de făcut, o ton de chestii de realizat. Așa că știți foarte bine ce ați făcut. Uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și dacă cumva vreți să mai vedeți un video cu Punch Club 2, știți foarte bine ce ați făcut. Uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și o zi data viitoare. Pa, pa.